Bună dimineața tuturor! Astăzi este joi? Nu, joi nu. Astăzi este vineri și până astăzi am mâncat bine, n-am greșit deloc, n-am mâncat niciun dulce. Exact ce ați văzut, aia am mâncat. În plus am băut 2 litri de apă pe zi, cât un ceiuț așa ca să mai treacă foamea. Și astăzi vă arăt ce mănânc. Asta este a 5-a zi de dietă. Asta e lăpticul. Mi-am pus așa în cănița asta de Crăciun. O lingură de fistic. Bun, bun. În dimineața asta mâncăm cereale. Pun așa o mână. Scorțișoare. Și ne vedem la degustărică. O zi bună și nu mâncați porcărie. Bună, fetițele mele frumoase! Astăzi vreau să-mi pregătesc ceva cald și am pus un pic de ceapă verde, pun un pic de apă, lăsăm așa un pic să călească și am tăiat piept de pui în bucățele mici. Le adaug aici peste ceapă, pune un pic de sare, eu pun mereu din aia roz de Himalaya, și lăsăm să se rumenească un pic. Când s-au rumenit un pic, așa și pe partea și pe alta, adăugăm roșiile, i-am tăiat roșii, vreo 4 roșii în cubulețe și adaug, am tăiat 3 ardei capia, așa, în rotunde și le adăugăm peste. Amestecăm un pic, punem un pahar de apă. Un pic mai micuți, acoperim și lăsăm să coacă așa vreo 20 de minute, nu mai mult. Iubitele, prânzul meu este gata, puiul este gata cu roșioare și ardeiaș, 2 felii de pâine și atât. Și dacă mai mi-e foame, mai fac și o sălățică, o să vedem. Iubitelor, în seara asta am mâncat o pizza. O pizza albă cu hamon și niște verzituri deasupra. N-am putut să vi le arăt că eram cu alte persoane. Vă pup și ne vedem mâine!